această adunare nu putea avea loc fără cei doi membri fondatori care trup și suflet au pus să ne întâlnim în număr așa mare în această zi de 20 octombrie. Încă o dată vreau să mulțumim domnului Gheață Petrea și domnului Tomuț Grigore. De asemenea, nu uitați și de expoziția de ciobănești de Bucovina. Rasa noastră bucovineană trebuie să ne mândrim cu așa ceva. Este rasa omologată. Vă doresc o bună desfășurare a activității și vă rog, protejați persoanele din jur și totodată, mă repet, în spațiu destinat cailor, accesul publicului este interzis. Zi bună în continuare! Adunați astăzi. Pe această cale mulțumim din punctul meu de vedere și al organizatorilor. Această 11-a ediție este un real succes. De asemenea, vă rog să nu aglomerați zona în care se plimbă caii, nu dorim accidentări. Dar spațiul destinat cailor trebuie să rămână pentru cai. Uitați că Domnul prin oameni lucrează și se pare că principiul adevărat ce se aseamănă se adună. S-au adunat astăzi mulți iubitori de cai și iubitori de animale. Sunteți prezenți aici. Vreau să vă aduc mulțumire pentru participare, să vă dea Dumnezeu sănătate vouă la toți și mie putere să ne mai putem aduna. Într-o zi așa frumoasă, vă stăm la dispoziție,
Mă bucur și sunt împlinit că ați reușit să fiți lângă mine aici. Doamne ajută să vă simțiți bine și stați cât mai mult, că începe acum parada care vă vor prezenta fiecare rodul muncii lui. Vă salut și vă îmbrățișez pe toți! Să trăiți, domnul! Asta e la bus, l-am filmat cu hățările, cred că. Da, la Solca. Da, în sus, unii, la Solca l-am filmat. Aha, îl știu pe băiat. Da, ai făcut un elegant caluț, oricum. Da, da. Avea că nu mai țin minte. 7 ani. 7 ani? Unde? Se anieze. Fain, fain. Nu, 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 nu,
Da, acolo eu strâng și tura trecută. Așa se strâng acolo. Numai că nu mai e gardul ăla de protecție. Ai boss, ai parte el. Uite ce poziție are. Da. Uite-le. Eleganță, frumos frizeani tare. Da, da. Numai că-s și scumpuț. Nu stai ieftin. Ajunge unul de ăsta mai scump ca unul de cel la greu. Bă, dar l-ai dat cu ce l-ai dat de sclipie așa tare? Știi, eu știu, de la mâncare bună, da. Oricum l-ai dat tu cu spray, că se vede că este clep prea tare. Da, na, că nu-l spieri, știi. Elegant. Exact, ca melodia aia. Îmbrăcat, elegant, parfumat. Așa se zice. Da, ți-o distribuire, că vă arată în caluță din tâi, dacă nu, nu vă arată. 102 de persoane nu sunt like. Am unii donații, nu mai zice nimic, nu? Uite, uite la pensă. Da, uite-le. Și atent, au vine ăia cu caleasca, tu, pe ea. Cine e ăla? Domn Grigorie, am pierdut. Asta e, las că... E un prini. Am un frumit cântă, parfumat, elegant sau cum? Îmbrăcat, elegant, parfumat. Îmbrăcat, elegant era. Parfumat, cu atât mobile. Cât are, zi-mă, leacă? 4 ani, mamă. Yo, ăsta e bun. Ăla și l-ai spalat, ce l-ai pus în ăla. Ai vrut să pară cu oamenii și cu oda ca capăstru, nu? Nu ai grijă de palul tău, mai bine nu. Aia, e bine să stai acasă, vezi? Fain tare. Fain, fain, nu? A, măi, uite ea. Ce rasă? Comtois, iar mă s-a adus din Franța. E disponibil pentru mostă naturală și artificială. Zi-mă un număr de telefon. Și mă vede, mă cunoaște. A zis un nume, eu nu-ți cunosc, da. Andrei Moroșan. De unde? La vârful de oameni. Poate că e din și de la noi, mă. Pop, pop. Ai grijă, numai nu-l da ca să... Nu o faci, da. El din joacă, să joacă. Nu-mi place la spatele lui acolo. Se poate întâmpla multe, da. A fost la concursul internațional la Paris. Mamă! Băi, băiete! Ai adus ceva de calitate aici, nu glumă. Dar oricum se vede, e de calitate, nu? Vine și bine căpăstru. Ești de vânzare sau nu? Ia uite, că mai este un caluț în piață care nu se vinde. E de monte numai. Prea frumos să-l dai. Mare tău, deci în alte? Da, mai mare, mă, nu. E masiv, rău. Asta se uite la iepe și rămân gestante, nu trebuie să ai... Am vrut să spun și ava, dar nu mai zic că spunea o problemă. Dă-mi un număr de telefon, dacă vrei. Doctor Andrei de la Vârful de Alu. Aaa, doctor Andrei, ești bată ce se treabă. Vreau să mă sune toată lumea așa, cine vrea mă găsești. Gata, acum știu și nici. Dacă îmi spuneai din prima, îmi dai de-aia înseamnă. Dar nu ne-am întâlnit niciodată, nici n-am vorbit, cred că niciodată. N-am mai văzut, n-am vorbit. Poate ne-am văzut, dar n-am vorbit, asta e. Uite că e și plâng la cai, nu face nimic, e agresiv, îl vezi? Da, da. Avem de-aia în cafa și urât, dar vezi că nu. Nu, no, nu. No. Stau în același graj, la ea lui și atât. A, da? Uite la mine. O să-i chelit domnul când atunci, la Solca, când ne-o prezenta frizianul, băiatul mai.
băiatul. Era și dânsul, da? Cred că. A, era și dânsul. Revenim la doamna. Că a venit și proprietarul, uite. Uite, acum a venit și proprietarul. La șeptile ai un șai? Da, șeptile ai un șai, măcar să audă și camera. Da, ieftin. 4 șai, 28 de lei. Ieftin tare, ieftin. Ieftin, ieftin. Nu, faci ca așa, la scump, doamnă, scump. Așa e, nu, da, te-a văzut că ai bani și de aia. Da, e scump și rău, asta te probleme. Păi aia. Scump și rău. Auzi încă. Venim de acasă cu 5 de șai și gata. Ai văzut? Pune aici, 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 aici. Ia uite. Asta mă încerc că s-a lunica. Da, că aici e terenul mai moale. Are potcovi ori n-are? Are potcovi și nu are. Are potcovi. Da, că e un bun. Ce ce e un? Pula. E Rolex. E hop. Mai Rolex. Fain, fain. Corșito alea, că nu? Da, 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 nu-i chiar ordinală. Fain exemplar. E un pic mai masiv de asta. Da. A, fain, fain. Mhm. Wow, wow! Dai că-l visat în frunte. Da, să-și fac un pic de amplaua. Stai, dar domnul e cu surii, nu? Poftim? Nu, ma tale vei surii aia? Ba da! Am unul mai am. A, ai dat din ei! Domnul Dănuț Manolache, bă, zi, averești! Da, știu că-i Dănuț Manolache, dar... Unul l-am păgubit? Nu, da? Na. Așa-l mai frumos. Ba da, și-a fost anul ăsta atâta lumii cu... Sus! Sus! Atâta lumii o păgubit și numai că ai buni anul ăsta. Păi m-a avut 9.000 de euro și nu l-am dat. Ai dat. Dar pe să nu fii stresat după aia, nu? Da, aaa, păi viață, mică, sănătos eu. Hai, băi, loc. Așa, uite, ca să iasă o fotografie mai frumoasă. Dă-l un pic mai în față, nu alu Dănuț, nu, ălalt. Întoarce-l. Ia, ia, ia. Ia. Așa, așa, așa. Așa cumva. Întoarce-l. Ia, nu. Ia. Hop, hop, hop. Aia. Hop, hop, hop. A, nu stau nici cum vrem noi. Pa, scoi și tu o poză. Uite, doamna, și s-a sus eu, doamna, vrea să ne întreacă la... Pune ea așa, uite. Da. Care vreau să-l scrie la parada de frumusețe,
să vină, să fie prezent aici la scenă, facem o înscriere, ca să putem numâna câte o diplomă la fiecare. Bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiască Dumnezeu! Dumnezeu să trăiți! Ați adus minunile astea, doamne. Noi frumoase. Echipați corespunzător. Astea specialitățile mele. După aia ce vezi. Avem pe costacii de 7 ani și stela de 6 ani. O, dar aproape ai pus numii ca cu mine. Da. Care-i costacii? Asta e zirelul costacii și e stela. Aveam acum la frumosețe. La paradă, cum? Da, da. Faine. Aha. Uite ea. Vrească-mă, băiatul. Să vă băiatul. Mulțumesc. Da, da. Eu filmez caleașca un pic.
Îl dau în gruia, la Siget. Da, da. Da, cum? Și mai mult de 1000 poate. Poate și mai mult de 1000. Da, da. Da, boss, la trei mai mult. Da, gheață. La de gheață. Ia, poate am ia să o poză de aici, boss, cumva. Cu mai mulți, vin încă. Hai că mă pun și eu să încadrez aici, cumva. E, de poză, că ia să caia, mă. Sunt mai apropiați. Da, uite așa, unde. Aha. Stai să iau o mână. E mai mare ca ieri asta. Îi, îi. Târg aici, nu glumă. Atât, băi, mai mult mă călărucă. Duce, dă și cu ceva. Da, da, tot așa. Câine aici, cred că dacă e... Ce mă arată să scrolez când am să mă iasă. E piață mare, tare, da. Astăzi se înșe pe ei, vă vine și nici cu cerean. Nu mă duc nimeni tot. Este căiuță lui Alexandru, Varga, de la Sighet, în armație. La domn gură aici, aici, în urmă. Domn gură, o dus o grămadă de cai la vânzare. Te trăiți. O, ce ai zice, bă, băieți? Cel mai barosan de la Sighet, uite-l. O dus aici cai. Am dus ceva în vlog astăzi. A, bă, nu-i pe gliobie, dă-mi-l mie, că eu-s mulțumit cu el. Dar cine-s gliobie pentru mine? Barba de calitate. Opa.
A, da. De la Galați, oameni. Auzi. Frumos. Exact din Suceava, la Suceava e telemobil. Doar la 10 km din orașul Suceava. Bună dimineața, doamnă. Bună dimineața. Doamna e mai concentrată ca mine pe telefon. Da. Doamna vrea să mă întreacă cu live. Da, alo. E de dimineață. Exact. De dimineață. Lumea încă e de abia și bea cafeaua. Da, corect. Cum e cafeaua? Da. Cafeu? În tot ce fie alea. Da. E Rolex. E Rolex. Păi nu, căluță. Ăsta l-aveai atunci cu ea. Da, da, da. Ăsta e unul dintre ea, patru. Și dacă ai dat, uite, eu știu să mă zapășesc cu ponei, uite, poneiță. Ai, poneiță. De vânzare. Uite că mă întreabă pe live aici cineva. 800 de euro. 800 de euro, na. 800 de euro. Eu sunt și live aici așa în câteva sute de oameni. Da, da, da. Dar nu prea că am timp să le răspund la comentarii, din păcate. Păi, Ana, cât sunt, trebuie să stai, mă să vorbești, să-i scrii în godină. Da, exact. Dar eu mă uit în ecran, că eu filmez cu camera. Life-ul stă liniștit. Yeah. Să vadă lumea cine... Ce cai sunt și la Bucovina. Bilă de el, vie! Aduc ghișiu, niște ghișiu. Lasă, nu-i da ghișiu. Aduc ghișiu, să-i somn? Doare. Nu și-o luat cafeaua de dimineață. Nu, că-i cu minte, nu, nu merge. Și zici că ai făcut bit unul, da? Da, unul l-am schimbat cu ăștia la frici, unul l-am făcut bit. Așa, mai care era mai gros, mai cu formă, așa. Dar aveai trei mâini la solca. Da, da. Atâta reelsuri am făcut, încă nu știu dacă nu mai am de editat de fapturile. Nu mai apuc să le fac. Când am timp, fac și 40 și 50 le pun într-o zi. Când am timp, nu fac și unul. A, pâine. Aia te trebuie editate, făcute, nu le poți chiar așa. Că mai mult mă bazez pe YouTube-ul ăsta. Încă mai vin în partea asta, măi. Ia uite-o pe frumii, vine înapoi, măi. Mai vin. Vine înapoi frumia noastră? E gata. Am trimis-o în față să filmează, că poate mai vine cineva. Văd că vine înapoi, o dorim din noi deja, uite. Gata, să ai parte de ei, noroc la vânzare. Mulțumim tare mult. Număr de telefon punem noi ca fiind. Da, dacă nu, am consum cu 075. Stai că am oprit. 0752-91-2286. Ok, mersi mult să trăiești. Sănătate și Doamne. Sunt mulți în partea aia, sunt mulți, nu? E, o auză și de la pot. Nu. No. Aranjează. Ai, aranjează, pregătește. Poate să ia pe Bilgeană, nu? Da, da. Ia cu Bilgeană. Că numai îi tai cozile ăștia. Da. Cât are? 5 ani. 5 ani și 8? Belgium. Am văzut-o, că e pe coadă, știu. Da, nu trebuie să mă mai uit numai coadă. Nu, 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 dacă e belgian. Belgian, da, că doar îți dai seama, că nu mai ili tu în cozile. Da, da, da. N-am înțeles încă de ce. Dar nu mai are voie să mai... Acum, da, au zis că nu mai au voie să li tundă, gata-i. De cât un an, nu? Dar până acum... Până acum le-au tuns la bun, la majoritate, doar. Eu... Mă, arim așa asta, bă. Aha. Dar nu mai crești. Nu, dacă avea coadă de-a. Auzi? Da, un belgean de-așa lasă să-l iei, să-l bagi la bondare în pădure. Hai, mea. Da. Să ai noroc la vânzare, boss. Apa acum, iar așa, uite. Of, salut. Ce să o dau ție, poate tu aveai timp să...
să răspund la comentarii pe anul. S-a spus că azi a fi târg bombă. La trei mobile ziceam. Numai că ai frumos ai băieții. Da. Ce rază e? Păi frizuco și fură și doamne. E o părătură de friz, dar măsărin. Ăsta blondul? Barna. Câți anișori are negru? Cuftim? Negru, cât are? 6 ani. Blondul 3. De la Iași, de la Iași ați venit pe tine? Da, de la Iași. Așa am început parada. Abia să fac înscriere. De-abia să fac înscriere. Nu mai trebuie. Este vreo oră, două oră. Păi, să aveți noroc la vânzare. Mulțumim. Să aveți noroc la vânzare. Mulțumim. Acum iată mergem. Imediat. Să aici, mai prindem serie, uite, dedicația astăzi e plin de cai, dragi. Să sperăm că o să reușim să filmăm uite cai. Filmăm, filmăm. Iese acolo unul mare, tare, negru. Da, da, uite-lea. Cum e cum e cerc șmecher, nu? Cu cai mulți și mari. Distracție și voie bună. Știți voi unde e titlul, că doar sunteți... Dar e scris și în titlul, am scris eu. Trebuie să bag un administrator pe urmă s-a dat-o ei. Adrian, să trăiești, să ne dai ce mai știu. Să prindem un pic ăștia. A ce e, mersi? Uite, oameni, eu urmăriți de acasă. Mai dau cum e. Stilopor și el la tracțiune. Asta e acasă, om.